nou contract ca să ieșim din acest carusel al prelungirilor și astea. Când documentația este aproape de a fi finalizată, însă mai sunt anumite elemente care trebuie stabilite. Pentru că sunt anumite elemente care ne sunt necesare nouă în operarea centrului, care nu au fost prevăzute la începutul documentației, atunci când a fost elaborată și când a fost construit centrul de management integrat. Deci trebuie câteva modificări acolo. Trebuie modificări odată și pe stația de epurare care nu se mai facă față nu la volumul pe care îl are de stația de epurare. Stația de epurare. Da. Apoi trebuie și anumite mașinerii care trebuie să înlocuite, trebuie altele achiziționate pentru că va trebui să facem și un copos. Sunt anumite elemente pe care le putem discuta dacă doriți în detaliu sau când aveți. Nu doresc să ne discutăm în detaliu. Doresc să știm când ieșim din acest carusel pentru că situația asta, dacă apărea acum o lună, ziceam, da, într-un următorul an pregătit. Dar situația a apărut, pot să fac doar o estimare, sigur, da. Deci problemele care sunt le știm și puteam lucra la documentație, chiar dacă noi prelungeam. Avem o firmă de consultanță care a lucrat la documentația aceasta. Firmă de consultanță, când are termen de finalizare documentației? A fost prelungit termenul datorită unor motive obiective. Noi am sperat că înăuntru acestor 3 luni se va fi finalizat, astfel încât să putem să demarăm și procedura de licitație în același timp. Deci, aș putea spune că în parcursul acestui contract ar trebui să înceapă și procedura de licitație pe noua documentație. Am și eu o problemă. Da, domnul Vorteja.